fost candidat pentru funcția de deputat la alegerile imediat următoare din noiembrie și decembrie anul acesta. Încă o dată, bună ziua, vă mulțumim pentru prezență. După cum bine știți, am dat o comunicare de presă. Sâmbătă am avut la Craiova un eveniment important pentru viața organizației a Partidului Național Liberal de la Goș. Am avut forul lărgit de decizia în partidului, Consiliul de Coordonare Județeană, care a luat mai multe decizii importante în legătură cu alegerile prezidențiale și parlamentare din acest an. Ne-am creionat strategia, am aprobat anumite ținte pe care ne-am propus a le îndeplini în această perioadă de pre-campanie și, bineînțeles, de campanie, pentru că oficial campania pentru alegerile prezidențiale începe pe 24 octombrie, iar cele pentru campania pentru alegerile parlamentare pe 3 noiembrie. Știți bine că în acest an alegerile vor avea loc primul tur la prezidențiale pe 24 noiembrie, alegerile parlamentare vor fi un singur tur pe 3 decembrie, iar turul 2 la alegerile prezidențiale vor avea loc pe 8 decembrie. Am luat decizia împreună cu colegii de a susține la Senat pentru alegerile din această toamnă pe domnul președinte al Partidului Național Liberal, pe domnul Nicolae Ciucă. Sunt colegii alături de noi care și-au manifestat dorința de a candida și avem pe locul 2 pe domnul Petruța Păsculescu, director al ANIF-ului, consilier județean, un om cu multă experiență în administrația locală, un om care s-a implicat în ceea ce înseamnă reabilitarea canalului de irigație, a tras fonduri importante la nivelul județului Mitru și atât guvernamentale cât și fonduri europene pentru reabilitarea sistemului de irigație Craiova, Oradea, Sadova. Pe locul 3 pe lista pentru Senat este doamna Irina Mosca, inspector general ajuns la inspectorul școlar Coș, un om de asemenea implicat, un om care cunoaște problematica din învățământul drojean și sperăm prin contribuția domniei sale de a aduce în atenția și în Parlamentul României a problemelor care se confruntă la învățământul drojean. Pe locul 4 este colegul nostru, Călin Cosmin, directorul la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova. La Camera Deputaților, Consiliul de Coordonare Județean, și poate le mulțumesc colegilor, m-au susținut pentru poziția 1. Pe locul 2 vine alături de noi și întâlnește echipa de la Doj, domnul europarlamentar, domnul Cristian Bușoi. După cum bine știți, domnul europarlamentar are dublă pregătire profesională. Este atât doctor, cât și jurist de profesie. În momentul față profesează ca și notar. Este un prieten al organizației noastre. Bine că au fost alegerile în 2017 interne pentru partidului. Organizația Doj l-a susținut pe domnul europarlamentar pentru președinția Partidului Național Liberal. Este un tandem al nostru, este de la SBR și am convingere că împreună vom reuși, într-adevăr, foarte multe interpretări pe care le-am propus atât la nivelul județului Doj, cât și la nivel național, să își continue parcursul, vorbind de o serie de investiții, atât în infrastructura mare, în educație, în cultură, în reabilitarea clădirilor de patrimoniu, multe obiective pe care noi, Liberalul Drojean, am inițiat în acești 4 ani de zile de guvernare și care vrem să își păstreze susținerea la Banca Centrală, astfel încât să se finalizeze. Pe locul 3 este colegul nostru, domnul inspector general, domnul Ion Daniel, un profesor de matematică foarte asociat la nivel local, un om cu multă experiență în activitatea domeniului sale profesionale și care reprezintă, până la urmă, un consiliu pentru organizația noastră și, bineînțeles, va avea o consistență importantă și în Parlamentul României, în comisiile de învățământ. Locul 4 este colegul nostru, domnul Roșca Nicușor, post-prefect, sub-prefect, un inginer horticol cu experiență, un om care acum desfășoară activitatea în cadrul Anchia Doj, pe poziția de director general al JUM. Și sunt foarte mulți alți colegi, Bianca, colega noastră Bianca Ecure, organizația de tineret, președinte organizației de tineret în nivelul municipiului Craiova, care a și absolvit, este doctor
oameni care, într-adevăr, pot să aducă un plus în domeniile în care activează și, nu în ultimul rând, în activitatea administrativă și politică în care au fost mandatați